a încercat să scape bazma curată după ce a sustras din seiful familiei 40.000 de euro. Însă oamenii legii nu s-au lăsat duși de nas de povestea creionată de un tânăr din Deva. Bărbatul ar fi luat banii pe care la finalul anului trecut i-a pierdut la jocurile de noroc. Iar luni și-a înscenat o tâlhărie, demnă de scenariile filmelor de la Hollywood. De Ziua Culturii Naționale, un tânăr devean în vârstă de 26 de ani a considerat că va da lovitura și va reuși să-i păcălească pe polițiști, dar și pe familia sa. Bărbatul a solicitat ajutorul poliției municipiului Deva după ce chipurile persoane necunoscute cu fața acoperită au pătruns în apartamentul său, l-au lovit în cap, l-au legat de un scaun cu banda adezivă, după care au furat dintr-un safe 40.000 de euro. Inițial, oamenii legii au întocmit dosar penal pentru tâlhărie calificată și lipsire de libertate. Ulterior însă, ca urmare a administrării probatoriului, polițiștii biroului de investigații criminale Deva au stabilit în urma cercetărilor efectuate faptul că aspectele sesizate de către tânăr nu se confirmă. Acesta a încercat practic să inducă în eroare organele judiciare cu privire la faptul că ar fi fost victima a unor infracțiuni pentru a acoperi cheltuirea sumei de bani de aproximativ 40.000 de euro pe care a folosit-o la jocurile de noroc. Pus în fața probelor, tânărul a recunoscut că a încercat să ascundă faptul că el a sustras cei 40.000 de euro pentru a-i folosi la jocurile de noroc, bani pe care i-a și pierdut.